Bine v-am găsit, prieteni! Astăzi revenim cu un nou mirobolant episod de Stumble Guys, pentru că știu că cu siguranță foarte mulți dintre voi v-ați dorit să revedeți acest joculeț pe canal. Ei bine, s-a băgat un nou Stumble Pass și vreau să-l cumpăr pe absolut tot, să-l deschidem, să luăm direct emote-ul ăsta cu panciu. Mi se pare super, super interesant și, apropo, încă nu s-a băgat update-ul pe Steam atunci când filmez eu, deci eu filmez pe data de 1 septembrie, așa că probabil va mai dura până prin 2 când apare update-ul, dar atunci se vor adăuga ceva skin-uri noi pe care le vom lua, bineînțeles. Vreau foarte mult din partea voastră să-mi dați cât mai multe idei de ce episoade să facem pe Stumble Guys. Dacă aveți ceva challenge-uri, dacă aveți provocări sau orice, scrieți acolo ideile și eu le voi face. Poate facem și un live, acolo să facem mai multe nebunii cu abonații, să facem, nu știu, room plin de abonați, să facem challenge-uri. Să avem voie doar să sărim, să avem voie, vă gândiți voi la ceva și cu siguranță veniți cu ideea cea bună. Dar, trecând peste prieteni, am o mare problemă. Mă va costa undeva la vreo 20 de euro sau ceva, sau vreo 16 euro mai exact. Problema este că pe Steam e mult mai scump totul. Chiar mă uitam pe live-ul lui Mădălin acum înainte să filmez și ce să vezi, pe telefon, pe Android, oferta asta cu 1600 costă, aici costă vreo 40 de lei la mine, pe când pe Android costă 26 de lei, iar cea cu 5000 de gemuri costă pe telefonul Android 60 de lei sau ceva și la mine costă 100. Deci îmi cam iau schem, dar nu-i nimic. O să cumpărăm, băgăm banii, cumpărăm tot Stumble Pass-ul, contează să ne distrăm și voi să dați lime. Adică like, pentru că așa se zice la like mai nou, se zice lime, nu știu dacă știați. Măi, dacă stau bine să mă gândesc, hai să cumpărăm direct oferta cu 20 de euro, se duc banii, șpa bani, să-mi intre mie punctele acolo să fim mulțumiți și fericiți. Dăm și niște free spin-uri pentru că încă mai sunt ceva skin-uri pe care nu le am, nu înțeleg cum de, dar... A, costau gemuri din astea verzi care sunt practic mai rare decât Stumble Tokens. Pentru că ce să vezi, dacă ai dublură, știți și voi, îți dă Stumble Tokens. Și nu mai ai ce să faci cu ele, din moment ce ai toate skin-urile de acolo, sunt inutile. Bun, hai, pe ăsta l-am? Trebuie să l-am. Trebuie să l-am pe Messi. Duplicate, vezi? Îți dă Stumble Tokens. Nu mai am nevoie de Stumble Tokens. Am toate skin-urile. Come on. Dă-mi, te rog, ceva bun. Hai, ceva ce n-am. Bine, îmi dai legendar. Nu, îmi dă gemuri. Sunt bune gemurile. Chiar și 5 sunt super binevenite. Ăsta nu merită să cumpăr oferta de epice, pentru că ce să vezi, dacă dăm noi la skin-uri, la legendar nu ne lipsește nimic. Nici cele 4 speciale le avem pe toate. Nici legendarele, epicele, din nou... Oh, ia vezi? Ia. Ok. Ar trebui să mai deschidem noi epice. Dau la shop aici. Ia vezi? Facem un opening astăzi pentru skinul ăsta pe care nu l-am. Ne lipsește Nyx. Ok, bun. Până atunci, hai să băgăm bonetul aici. Cumpărăm Stumble Pass-ul. Frumos. Și acum, hai să băgăm banii. O să tot dăm click-uri pe aici, prieteni. A, ăștia cred că îi vreau. Mersi. Emote-ul ăsta iar vreau să-l colectăm. Dăm și Stumble Tokens. Momentan... Ba da, epic ăsta vreau. Ăsta-l vreau. Că poate o primim pe Nyx. Hai cu Nyx-ul! Nyx. Și cum ar fi să-mi dea specială direct? Hai că nu mai era mult până la specială. Bine, nu m-a ajutat atât de mult că v-am zis, Stumble Tokens nu prea îmi trebuie. Mai avem Common or Better, îl ținem pentru că atunci când se bagă noile skin-uri, de fapt alea sunt legendare, bă. Adică cred că cel mai bine ar fi să țin de Stumble Tokens și de toate astea. În fine, ăsta îl țin momentan, țin și ăla. Hai să luăm doar emote-ul, ok. Mai avem un random skin, dăm bănuții ăștia. Dăm, te rog, footstep-ul, îl și testăm. Ăstea nu le vreau momentan, le ținem pentru skin-urile noi. Probabil mâine sau poimâine sau poate pe un live, nu știu, o să primim și noi update-ul. De ce nu mi le dă? A, le-am luat. Și deschidem pentru noile skin-uri. Animație, ia vezi, avem o animație nouă. Ok, bam, 100 de gemuri, dă-le încoace.
Taunt animation, cred că o aveam totuși. Așa mi se pare. Ok, bă, dar nu prea sunt chestii atât de noi. Mă așteptam să bage și ceva nou, adică ce e asta? Animații, pe bune, bagă mai multe skinuri. Adică eu am Stumble Pass-ul, dar încă nu am acces la update. Pentru că pe Steam nu s-a băgat update-ul. Își bat joc. Ok, bun. Hai că mai avem un pic și luăm emote-ul, prieteni. Asta vreau eu. Astea le ținem pe toate, le deschidem, v-am zis, când avem skin-uri noi. Footstep din nou, dăm și Stumble Tokens. Ok. Dăm bănuții și footstep-ul. Ok, dăm și gemurile. Hai să mai luăm emote-ul ăsta. Nu vreau ăla, dăm ăsta și ăsta. Ok. Și mai avem foarte puțin. Acum, prieteni, în 3, 2, 1, boom. Nice. Ok, vreau să intrăm neapărat la customize. Dăm la, la emotes și trebuie să o gândim pe aceasta. Avem taunt-ul, aveam deja, pe cum? Care-i lu... Ăsta l-aveam cu dormitul. Deci taunt-ul ăsta l-aveam. Păi și mi l-a mai dat încă o dată, ce face? Wow, asta e un pic urât. Adică măcar dăm niște puncte sau ceva, nu-ți bate joc. În fine. Bun. Voi vrea să rămână ăla pe cât o fi. Așa. Vreau să punem ăsta în loc de ăsta. Totuși nu cred că e prea bine. Mai bine... Cam așa ceva mi-aș dori, să am pumnul și intrarea prin alunecare una lângă alta. Hai să dăm și un match, îl am complet ăsta. V-am zis, restul lăsăm, hai cu play-ul, let's go. Sunt curios dacă chiar și reușesc să câștig un match așa din start. Și aștept cât mai multe provocări din partea voastră, cât mai multe idei de episoade. Cu cât sunt mai multe și cu cât sunt mai interesante, cu atât voi posta și eu mai des episoade. Pentru că mă ajută foarte mult ideile voastre. Să știu ce v-ar plăcea. Ce, bă? What? Ce, mă, cu skin-ul ăsta pe mine? Își bate joc? What is this? Stai un pic să testăm și noi emote-ul. Nu pot să dau emote-ul. Mă, ce? De ce nu pot folosi emote-ul? Sunt buguit? Ce, bă? Ce-a fost asta? Ok, hai să ne calmăm. Vreau să înțeleg ce se întâmplă. E buguită special aia sau ce? Jucăm cu asta, dăm acum play. Și te rog, funcționează. De ce mi-a pus skin-ul ăla când eu clar aveam skin-ul de dragon? Și de ce nu puteam să folosesc emote-uri? Mă, jocul ăsta, cât am lipsit eu, s-o stricat de tot. Și-o bătut joc. Ce se întâmplă? What? Ok, am rămas un pic traumatizat. Mă, iar? De ce? Și nu pot folosi emoturile. Mă, ce se întâmplă? What? Ok, trebuia să-mi pun și footstep-ul nou, dar... Vă rog, faceți-mă să înțeleg ce... Nu pot folosi emoturi. Ce mi se întâmplă? What? Ok, asta e cât se poate de dubios. Deși... Pot și fără emote-uri, dar de ce am skin-ul ăsta? Nu înțeleg. Vă rog, cine știe o explicație, cine are o explicație, să-mi zică și mie. Pentru că eu nu mai înțeleg nimic. Aici mă arată cu skin, vedeți? Sunt acolo, sunt cu skin-ul de pirat. De piratul de haur. Oare acum s-a rezolvat? Wow, nu știu. S-a stricat jocul de tot, mă. Ce se întâmplă? Hai, te rog, arată-mi skin-ul și lasă-mă să folosesc și eu pumnul. Te implor. Unde sunt? Care sunt? Nu merge încă! Ce? Mă, joc fotbal, dar n-am emoții, n-am nimic. Ok, știi ce? Dacă e să ajung în finală, vă voi arăta. Dacă nu, încerc și eu să-mi rezolv, să-mi funcționeze și mie contul. Poate, cine știe. Da, aparent am vorbit cu Mădălin pentru că e live acum când filmez eu episodul. Ce să vezi, și că e un bug, mai multă lume l-are, cel puțin pe Steam probabil. Să-mi spuneți dacă ați avut și voi problema asta. Orice skin aleg, am încercat să modific și de aici am zis, băi, poate nu mai funcționează emoturile. Și poate din cauza emoturilor să fie ceva problemă sau ceva. Dar nu, îmi pun emoturile la loc și ideea este că o să jucăm
cu specială, fără specială. Ce părere aveți despre chestia asta? Bag o groază de bani în jocul ăsta și când vreau și eu să mă joc, odată la 5 milioane de ani, nu merge. După cât eu zis, Mădălin, va fi reparat jocul, probabil în câteva ore de când filmez eu, dar noi îi dăm așa că nu știu. Filmăm mâine un alt episod și hai să încerc să câștig fără emote-uri, ăsta deja e challenge. Deci trebuie să câștig fără emote-uri. Dar oare ei au emote-uri? Stai să mă uit la ei. Uite bă, ei pot folosi. Că a zis și el că eu n-am problema asta, Mădălin zic. Eu zis, bă, eu n-am problema asta, Barbașane, n-am idee. Nu știu de ce nu-ți merge. Ah, mersi, ce să zic. Hai că mare ghiulia în cap ce mi-am luat, mersi. Ok, mă duc pe aici. Sper să nu mai îmi iau mare ghiulia. Perfect. Mă calific și eu sau șalată? Și uite-mă pe toți profesioniștii. Ok. Și fiți atenți, acum îmi va arăta bine skin-ul. Cum e mă asta corect? Adică restul au skin-uri, au emote-uri, eu n-am. Mă vedeți acolo în dreapta? Sunt dragonul ăla roșu. Roșu de nervi, al naiba să fiu. Dar nu-i nimic, se va repara probabil, doar astăzi avem problema asta, dar... Măcar am cumpărat tot Stumble Pass-ul și nu pot să folosesc emote-ul. 20 de euro sau 15 euro cât am dat pentru ceva anume și acel ceva anume nu funcționează. Mă simt super schemuit. Nu-i nimic, folosim în episodul următor toate, tot rău spre bine pentru că avem practic un challenge de făcut acum, să câștigăm fără emote-uri și fără skin. Mamă, dar ciudat m-au făcut, zici că m-am dat cu var, ce-am pățit? Am picat în var, ia, Barbașani. Vreau să câștig, vreau coroana pentru abonații mei. Hai, like. Uite, vreau să dăm like. Asta vreau și eu. Era clar că e ăsta. Ok, ăla nu e clar că e ăsta. Am înțeles, am înțeles. Acum pe dreapta. No, nici... Bă, ce? What? Nu, bine, 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 bine. Bun, bun, bun. Ăla-i, mă. Hai că-s doar 8 locuri. Nu-mi pot permite să pierd această calificare. Pentru că am ajuns direct în finala acum. Uite ce frumos era skin-ul meu dacă se și vedea. Am văzut că în noul update va apărea skin-ul ăla cu banana. Voi îl aveți deja pe telefoane, probabil. Dar eu voi avea acces la anul. Dacă se mai repetă chestiile astea, promit că îmi voi lua și eu Stumble Guys-ul pe, nu știu, pe emulator sau mă joc pe telefon cu mirror screening din ăla sau ceva. Și gata, frate. Adică ofertele sunt mai ieftine pe telefon. Mult mai ieftine. După care, update-urile apar mult mai repede pe telefon. Păi ce facem, bă, ne batem joc? Adică, ce e asta? Discriminare totală. Mai... N-am fost atent. Da, cred că am pierdut finala asta totală aiurea. Sprea nervos. Bun, acum trebuie doar să ne concentrăm și să avem răbdare, ok? Hai, hai, te rog, te rog, vreau să mă calific primul, asta îmi doresc. Hai că știu eu să fac schema aia pe sus dacă e. Mamă, fără emote acum ai un pic aiurea, bă. Da, merge, tot primul. No, bulgărât. Urăsc bulgării gigantici. Ok, încă am o șansă, încă am o șansă. Hai, bine, nu mai am șansă să mă calific primul. Dar cât de cât. E bine și așa rău, haide. Woohoo! Let's go, al șaselea. Chiar nu e atât de rău. Între timp, pot să beau și eu un pic de apă. Apropo, hidratați-vă, este foarte important. Am băut și eu apița. Și voi puteți să dați un like, că de ce nu? Pentru durerea mea. Hai, zi. Ce se întâmplă aici? Asta vreau să știu. Haide. Ce-mi dă? Nu, ok. Aia era destul de ciudată cu planetele. Dar mi-ar fi plăcut totodată. Îmi place să fie greu, așa vreau să fie viața mea. Cea mai grea viață din lume, așa îmi doresc. Nu, nu-mi doresc așa. Hai! Mă, dar fără emote-uri, ciudat. Nu zic că nu poți juca, nu zic că nu poți câștiga, dar îți oferă un avantaj cam aiurea din partea mea, din punctul meu de vedere. Adică n-ar trebui să existe emote-urile alea, dar na. Sau cel puțin să nu-ți dea un avantaj atât de mare. Ok... Salutare, Axelita! O, Axelita! Uhu! Uite-mă pe ăștia, mă, cum o mers ei înaintea mea, mă. Șobolani! Am ajuns al doilea, sunt zeu. Am impresia, sincer,
că pot câștiga acest room. Adică par oameni destul de mediocri așa ca mine. Deci cred că pot să-i bat. Am încredere în mine, prieteni. Haide! Sunt singurul cu specială, a cărui specială nu se vede, deci practic nu sunt special. Sunt doar un player obișnuit. Haide, let's go. Mamă, pe asta pot. Mă simt în stare, prieteni. Simt că este momentul meu de a străluci. Haide! Ok, aici trebuie să mă duc direct. Nu. Bun. Ok, perfect. Sunt zeu. Am un urs panda în față care se crede mai bun decât mine, îl urăsc. Ok, nu mă lovi, bun. Cred că aici trebuia să mă duc pe margine, nu? Da, se poate. Nu pot să cred, bă, nu! Uite-te și tu! Urăsc harta asta. Câțiva milimetri, bă, diferență de câțiva milimetri, come on! Ia uite ce jucăm, prieten, v-ați aștepta vreodată la harta asta? Oh, n-am mai jucat-o acum. Bă, ăsta are numele galben, cum? N-am mai jucat-o acum două hărți. Pune, bă, frate, iute, eram peste ei. Pune și tu hărți pe care nu le-am mai jucat azi. Bun, o să mă calific primul, vă promit. Aveți încredere în mine. Haide. Sunt primul momentan. Sunt zeu. Nu! No, am zis că sunt zeu. De ce? Și-o bătut joc, bă. Mamă, n-am mai fost lovit de ciocanul ăsta de 5 ani. Sincer. Dar nu cred că mă mai calific. Deci aici dacă ți-ai luat hitul suprem, nu te mai califici. Sau... Bine, mă. Din primul am ajuns aproape ultimul. Yay! Măcar m-am calificat. Până la urma urmei contează să dăm tot ce putem în finală și în rest să ne calificăm. Atâta tot. Ok. Și următoarea hartă este... incredibilă. Fotbal. De nu-i fotbal aici, fiți atenți. Le simt. Mă, eu când le simt, le simt. Hai că le simt. Spin around. Am șanse să mă calific. Ce ați crezut că zic că să câștig? Să ies primul? Nea. Haide. Se duc ăștia tot timpul pe stânga aici. Mă, dar ce, mă, eu nu sunt stare să... Aparent nu sunt. Am fost semi în stare. Nu știu ce mi s-a întâmplat acolo, dar am pățit nepățite. Așa că bam bam. Ok, sunt bine. Mă duc. Am încredere în skillurile mele. Bine, mă. Profesionisto. Yabadabadu. Nu m-am calificat primul, asta înseamnă că avem ceva de furcă cu ei, dar sunt oricum printre primii. Cam așa îmi pot da eu seama dacă am șanse să câștig. Pentru că ați văzut, în meciul trecut, când am ajuns în finală, aveam foarte mari șanse să câștig, pentru că mereu eram printre primii care se calificau, dar am pierdut la milimetru. Oricum, m-au bătut practic două persoane, eram toți acolo, mă, la o secundă distanță, la jumătate de secundă cât era acolo. Nu știu, a fost destul de frustrantă pierderea. Bă, să știți că aici sunt șanse. Deci dacă nu sunt eu ruginit și mai știu să fac harta asta... Frate, ăștia n-au mai băgat hărți de atâta timp. Fac mișto. Mamă, sunt un pic ruginit, bă. De ce să vă mint? A, da, hai că mai am vreo șansă. Ok. Mă, dar ce face, bă, ăla? Uite-te și tu la el. Doamne, de-am văzut așa ceva. Yo. Șansa mea, prieteni. Ok, hai, du-te. Nu pot să cred. Nu pot să... Bă, dar știe ăsta tot. Știe pe unde să meargă al naiba. Cum, bă? Cum am pierdut asta? Dă-te, bă, 1, Zelix, 1, să te... Nu pot să cred în ce hal am putut pierde acolo. Băi, frate, el știa, mă, că sare mingea, bila, ce-o fi, bolovanul. Știa el că va sări în partea stângă și care e loc acolo. Știam și eu că doar prin partea stângă poți merge. Dar mă gândeam că am timp să trec. Și eu dacă treceam prin dreapta, eram clar câștigător. Bă, dar tot la milimetru pierd azi. Dă-o încolo de treabă. Dacă iar mă lovesc ăstea, mă las. Ok. Bun. Hai. Primul nu mă calific, dar măcar printre primii.
Ia vezi. Poate chiar... A, nu. Al doilea. Not bad. Can and climb. Hai să vedem. Nu pot să cred că am pierdut două finale atât de la limită. Totuși, având în vedere că n-am mai jucat de atâta timp, eu zic că joc decent. Adică mă așteptam la ceva mai rău de atât. Dar se pare că mereu nimeresc pe aici. Not really bad. Ia să vedem. Era să-mi iau eu bila aia. Okay. Bă, ce schem, bă. Wow, ce schem continuu. Mă calific oare? Hai că am o șansă aici așa. Bun. Ireal. Mă, de ce am eu tot ghinionul din lumea asta? În sfârșit o hartă nouă. Bă, n-am jucat Paint Splash. Deci voi vedeți 20 de minute, dar eu am mai tot jucat pentru că încercam să repar cu skin-ul. Am jucat o jumătate de oră și nu mi-a picat niciodată Paint Splash. Dă-o încolo de treabă. Ce-i mă, asta e bătaie de joc. Ok, 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 suntem bine. Dar sunt prea mulți, te blovești de ei non-stop. Bă, dar toți sunt pro playeri. N-ai văzut așa ceva. Am și lag. Dădeam să sară o sări după o oră. Doamne. Ok. Hai că pe asta nu mai știați. Șobolanilor. Nici pe asta nu mai știați. Bă, ce-a trecut roboțelul, mă. Și s-a dus și ăsta. Ok, ok, ok. Da, am impresia că joc cu oameni super buni. L-ați văzut puțin pe crocodilul ăla în ce hal a făcut deșurile. Doamne. Mă, dar cum pot fi... Ori nu-mi dau mie oameni de nivelul meu și gen matchmaking-ul e super stricat, ori, nu știu, joacă ăștia atât de bine, sunt toți smurf, ce se întâmplă? În fine, oricum, ultimii vedeți că se califică greu, dar problema mea este cu primii, mereu. Eu mereu mă uit la primii să văd cât de bine joacă. Și dacă joacă foarte bine, înseamnă că am prins o rundă de tryhard-uri. Hai să vedem ce ne mai dă. Și suntem pe Ice Hakes. Practic, eu mi-am pierdut skinurile, dacă stăm să ne gândim. Cum mi-am pierdut eu toate skinurile? Ia uite și tu, idee de episod. Mamă, ce... Nu! Ok. Asta a fost super aproape. Hai mă, te mai ridici tu-te pe burtă. Eram una cu zăpada. Doamne, vă rog frumos, ajutați-mă. Am nevoie de ajutor, bă. Își bate joc efectiv de mine. Deci dacă nu mă cali... Cum bă s-o calificat ăla deja? Uite-te și tu cum joca un papuc joc. Wow. Șocant. Nu cred că mă calific. No, nu mai am cum. Uite-te și tu. Nice, mai avem încă un Paint Splash. Hai să vedem dacă reușim în această rundă să ne calificăm printre primii. Asta e tot ce contează. Pentru că după înseamnă că-i body rup. Uite-mă cum m-am împins ca să... Doamne. N-ai cum cu ei. Sunt prea mulți. Deci dacă-ți dă la început Paint Splash-ul... Mă, ce? Ok. Așteptam să ajung acolo, sincer. Bam. Ok. Nu știu ce am făcut acolo, nu mă întrebați. Bă, cum folosește mă ăsta emoturile și eu nu pot? Cum e cinstit asta? Ok, tot am ajuns printre primii. A, cred că mai bine mă duc și eu pe aici. Ok, asta a fost destul de easy. Da, m-am calificat primul, dar asta nu înseamnă nimic pentru că eram deodată cu scheletul și cavalerul ăla era deja acolo. Asta înseamnă că cel puțin doi oameni sunt momentan mai buni decât mine. Poate reușim să-i batem. Hai, dăm și un joc de echipă, te rog. Mai vreau și ceva de echipă. Bun, hai acum la bombardament, nu mai pierdem, trebuie doar să așteptăm să fie eliminate câte 8 persoane sau ceva, probabil. Ok, hai, șpa șpa prieteni, ia uite-l pe scheletul ăla, nu se mișcă, nu-l interesează. Stai că noi am mai pierdut pe aici, mă uitam la restul și, bine, eu filmez din picioare acum și e un pic mai ciudat să te uiți așa, părerea mea, poate nu-i, adică... Poate doar trebuie să mă obișnuiesc eu puțin. Nu mereu filmez din picioare dacă vă întrebați. Dar acum așa se întâmplă. Un clip din 5 probabil le filmez în picioare. Pentru că stau prea mult jos și vreau să stau și în picioare, să-mi circule sângele. Și să fie treaba treabă, să fie bine, știi?
Aveam ceva dureri de spate, dar mi-am luat un scaun mai bun. De când l-am luat nu mai am durerile astea de spate. Dar, mamă. Okay. Dar am zis, hai mă, să-mi iau și un birou, că l-am luat de curând. Să pot să filmez și din picioare. Sau, nu știu, să fac thumbnail-uri din picioare. Să pregătesc clipurile. Cam chestiile astea, știi? Bun, hai să vedem. Let's go! Prrr! Și avem acum finala. Mama, honey drop. Ah, well, oh, mama, e, ce vorbești, mă? Wow. O să fie interesant. Ok. Păcat că n-am acces la emote-uri. Bine, într-un fel, nu e neapărat rău că n-am acces. Mă, ce-am făcut, mă? Ce-am putut să... Hai că asta n-am jucat-o până acum, Jungle Roll-ul. Vă dați seama, nici măcar Jungle Roll nu a picat pe episodul de azi. M-am calificat eu în prima rundă, nu v-am mai arătat treaba aceea. Stai un pic că... La cum joc eu aici, tu am nestop prin nămol numai. Ca un porc sunt. Ok, eu nu știu să fac treaba aia aici, așa că nu vă luați de mine. Mai bine nu o fac, pentru că după aia doar regret. Da, deci dacă era aici finala, mă băteau ăștia de mă rupeau, să înțeleg. Ok, fiți atenți, schema. Zi-mi, te rog, că nu pot să cred, mă. Doamne, că nu mi-o luat checkpoint-ul și aici n-am ce face și pierd și nu mă calific. Băi, ireal, nu mai merge înainte. Înainte mergea să dai jump-ul la mare. Nu cred că mai sunt locuri, sincer. Sau, nu mai sunt. Că așa, sus de tot, clar, nu pot să stai la infinit. Așa că le pregătesc eu aici lor terenul, să pice direct în void, Doamne ajută. Uite-mă cum vin ei toți aici, Doamne, bă, opriți-vă. Ok, bun, perfect. Ok, hai să picăm și noi aici. Am înțeles. Mă, da, sunteți nemâncați. Ok, asta e destul de rău. Ce tocmai s-a întâmplat aici îi destul de rău. Da. Cred că e clar că n-am nicio șansă. Bă, dintre toți am fost în zona aia unde nu mai era nimic. N-am avut timp să mă uit. Uite-te și tu. Asta era finalul. Dacă eram în toamne, dacă eram un pic mai sus sau nu știu... Ok, știi ce? Mai dăm încă un try. Ultimul meu try. Bă, dacă... Acum știi ce? All in. Dau tot ce pot eu mai bun. Dacă nu trec eu și câștig tot acum, nu știu. N-am ce să mai zic. Am avut ghinion, frate. La unele, la altele am fost noob rău de tot. De exemplu, acum am avut ghinion. Efectiv, aici dacă, nu știu, să ai un noroc imens să te poziționezi într-o zonă pe la final, mă refer... Bine, poate n-ar fi trebuit să mă arunc din prima de sus și poate m-a ajutat asta, dar am eu o tactică barbară, conform căreia, dacă tu pe la început te duci cu un nivel mai jos și pregătești să pici aia în void, chiar ajuta. Acum nu știu dacă chiar ajută pe bune sau nu. Dar na. Ok, suntem bine. Perfect. Ok, bun. Suntem bine, yay! Stai să vină ăsta. Perfect, mijlocul și m-am dus. Sunt printre primii, decent. N-am să mă plâng, e chiar decent. Și avem runda a doua pe Lost Temple. Măi, printre primii 800% mă calific. Doar să am ghinionul suprem să pic pe undeva sau ceva. Deci prima oară te duci pe dreapta, după aia poți stop pe dreapta lejer. Bă, da, ce știu toți, bă. N-ai văzut așa ceva? Ok, bun, așteptăm să... Așa și acum sărim. Mă, da, se putea să nu fac eu... Doamne! Se putea să nu mă lovesc eu de toți? Ok. Bun, acolo. Bă, da, s-o dus ăștia, sunt toți pro player, mă, n-ai cum să o dai cu ei. Sunt toți cei mai buni din Stumble Guys, eu i-am aici, ăsta-i mei. Sunt frații mei, sunt prietenii mei. Bă, du-te mă, lasă-ne. Ia, pot și eu să fac schema? Uite mă că...
chiar am făcut-o și eu. Da, oricum o să-mi iau bătaie, n-am șanse la finală, decât dacă e ceva, nu știu, laser, unde mă mai descurc și eu, sau ce ar mai putea fi în finală să câștig. Da, stai să văd un pic hărțile, să mi le reamintesc. Deci în finală, dacă ar fi un laser, sau poate la cu lava și cu gheaț, bun. Hai că e bun și ăsta e bun și bloc de șu. Deci cam astea trei ar fi preferatele mele. Chiar e bun și bloc de șu, doar că sunt destul de buni ăștia pe aici și s-ar putea să ne-o cam luăm, dar asta e, încercăm. Hai, totul sau nimic, asta e ultima. Dați și voi un like sau un lime, cum vreți voi. Uite, ăștia au emoții, au ăstea, eu n-am, frate. Intră prin alunecare. Ce vorbești, mă? Cum e asta cinstit? Adică nu-i cinstit pentru cei care n-au, știi, și n-au bani să-și cumpere, dar pentru mine deja e și mai puțin cinstit, pentru că uite-te și tu, eu le am plătite, nu le pot folosi. Ca și cum cumperi un burger că ți-e foame, dar nu-l poți mânca. Uite-mă și tu, mă, la ei, mă. Doamne, cum era să pic acolo. Deci îți cumperi și tu un burger liniștit. A, nu-l mănânci. Nu-l mănânci, îl cumperi doar. Bun, hai. Ok, pare că toți joacă bine, dar o să ajungem la un dat de trebuie să intrăm prin cub, să facem manevrele lumii, acolo o să fie mai greu. Ok, haide. Bun. Perfect, uite aici e foarte bună intrarea prin alunecare. N-am ce să zic. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Wow. Cum n-am dat, mă, bine jump-ul acolo? Hai să vedem cine câștigă. Da, deci astăzi am avut șanse mari. Uite aici, în general, pierdeau cam toți. Cred că aici se și pierde. Uite, mai rămas cosmonautul. Da, cosmonautul a câștigat. Felicitări. Bun, vă mulțumesc pentru vizionare. Am încercat. Poate băgăm un live și acolo o să și câștigăm. Aici cred că aveam șanse mari să iau cel puțin două coroane pe care le-am pierdut la limită. Mai departe, nu știu, au fost meciuri destul de greu, ți zic eu. Adevărul că sunt și eu ruginit puțin. Am 25 de coroane la 3100 de trofee. Eu cred că e decent. Eu cred că undeva la 10%, gen 31 de coroane, poate ar fi fost și mai bine să am, dar sunt undeva aproape. Deci sunt mediu. Ok, dacă vă place jocul în continuare, poate o să mă țin și eu mai bine de el, pentru că la început am tras tare, dar între timp au devenit toți pro playeri, însă vă promit că dacă vă place, o să mă perfecționez și eu și o să-i bade, o să-i rup. Ba mai mult, îți facem poate live-uri de 2-3 ore, o dată pe săptămână sau de 2 ori pe săptămână, dacă vreți și dacă vă place. Toate cele bune, vă salut cu respect și ne vedem în episodul următor. Dați-mi cât mai multe provocări și spuneți-mi dacă ați pățit și voi problema asta, să nu vă funcționeze skin-urile, emote-urile, practic să fiți furați de skin-uri pe care ați dat, nu știu, o grămadă de bani. Toate cele bune și pa, pa!